Și da. Vă reamintim că în continuare Kievul pare ținta numărul 1 a rușilor. Ei încearcă cumva să ajungă număr cât mai mare acolo. S-au auzit, au fost bombardamente în această noapte în capitala Ucrainei. Este Kievul, dincolo de orice, este un simbol. Dacă va pica Kievul, e ca la orice altă chestiune. În momentul când capul pică, automat restul ajunge să se destrame ca un castel de domino. Ministerul Rus de Externe a anunțat sancțiuni personale împotriva reprezentanților conducerii Statelor Unite, da, se întoarce roata, cum ar spune da. Ei, și ale persoanelor apropiate administrației de la Washington. Măsura vine ca o reacție față de cursul extrem de rusofob pe care merge actuala administrație americană, a menționat Ministerul de Externe de la Moscova. Pe lista Kremlinului se regăsesc președintele Statelor Unite Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken, secretarul american al apărării Lloyd Austin, precum și mai mulți șefi de departamente și personalități importante din SUA. Nu mai au voie să ajungă nu pe teritoriul rusesc. Nu mai au voie să intre în Rusia, da. Moscova a precizat că în viitorul apropiat lista va fi extinsă și va include și alți oficiali de rang înalt, militari, legiuitori, oameni de afaceri, experți și jurnaliști care sunt rusofobi sau care contribuie la incitarea la ură față de Rusia. Între timp, Rusia a anunțat că a angajat 22.000 de mercenari sirieni care să lupte în Ucraina.